Sunt foarte mulțumit și e important să fii mulțumit și recunoscător și împăcat cu ceea ce ți se întâmplă în prezent. Într-adevăr, am avut câteva, nu știu, regrete de-a lungul timpului, inclusiv medalia de aur de la Jocurile Olimpice. Poate au mai fost și alte competiții la care mi-aș fi dorit să câștig mai multe medalii. Dar, uitându-mă la ce s-a întâmplat în toată cariera mea, trăgând linie, să mă ierte Dumnezeu, cine n-ar fi recunoscător cu atâtea medalii? Adică trebuie să fiu nebun la cap să nu văd partea plină a paharului decât două picături că lipsesc din pahar. Păi nu, că ce îți lipsește? Una, nu? Una. Adică aurul olimpic e... Dar rămâne tot timpul, va rămâne așa regretul tău? Chestia nu, asta te va... De asta zic, nu mai e. Într-un timp gândeam așa, dar nu mai e. Atâta... Eu am dat cam maxim din tot ce am putut în sportul ăsta, adică mai mult decât atât, ține și de șansă și de noroc. Și cred că asta a fost norocul meu până acum, adică... Și cum e, Dumnezeu îți dă și pe o parte, dar ți-a și pe altă parte. Mie mi-a dat mult, mult... Adică mi-a luat foarte puțin. Tu câte ediții de jocuri ai? 5? La 5 ediții de jocuri ai participat? 5, da. 5. Și ai 3 medalii în 2004 la Atena. În 2004 și am fost extraordinar de aproape. Să iau și în 2016 când am ieșit pe locul 3 la egalitate la sărituri cu un japonez, dar la noi la gimnastică, la olimpiadă nu dau egalități. Da, și a la Rio, nu? Și da. Departajeze, mă rog, și departajarea e un pic ciudată din punctul meu de vedere. Pentru că în loc să încurajeze evoluția, o descurajează, în sensul în care dacă ai o săritură mai dificilă, mai complexă, chestia asta te dezavantajează atunci când ești la egalitate cu cineva. De ce? Pentru că se presupune că au câștig de cauză cei care lucrează mai curat, adică cu greșeli mai puține. Și normal că dacă faci un exercițiu mai puțin complex, mai puțin dificil, greșești mai puțin decât unul. Și atunci... Da, ți-ai găsit vreodată explicația? Pentru că tu, toți anii ăștia, vârful carierei tale, erai cel mai bun din lume. Dacă mi-am găsit explicații, uite, legat de chestia asta. În 2007 eram, cred că, cel mai pregătit din viața mea. Adică atunci te-ai simțit vârful tău ca sportiv. 2007, da. Ok. Da. Și în 2007, în 2006 ieșisem dublu campion mondial, adică în ciclul ăla olimpic am zis că iau tot ce se poate. Aveam la sol și la sărituri, eram cu un punct față de tot ce se întâmpla la nivel mondial, atât la sol cât și la sărituri. Adică când mă calificam în finale, aveam un punct față de locul 2, 3, 4. Adică lejer dacă îmi făceam treaba, ieșeam pe locul întâi. Doar să nu ratez. Dacă ratezi, e mai mult deja de un punct, dar nu se pune problema așa. Se pune problema dacă tu îți faci exercițiu și altul își face exercițiu, să fii net peste el. Așa eram în 2007. Și în 2007 s-a întâmplat să am o accidentare în timpul competiției la sol. Am venit în cap, mai aveam o linie, ieșeam campion european, mă calificasem cu un punct față de locul 2 și așa mai departe, la sărituri la fel, și de acolo lucrurile n-au mai mers ca pe roate, să zic așa. A trebuit să fac o pauză destul de lungă pentru a mă recupera și după aceea lucrurile nu s-au mai legat și nu s-au mai dus în direcția aia. Deci 2007 a fost așa. Da. Jos. Ai căzut în cap, nu? O diagonală din aia și... Da, am avut probleme mari. Păi am fost până nu-mi dădea acceptul medic să concurez mai departe. Am fost ai în problemă, America. La coloană sau unde ai avut? Da, coloana cervicală. Da. Gigi Becali mi-a dat bani să mă duc în America să mă investighez, să fac recuperare, da. Păi deci era, ai avut nevoie de bani mulți? Ce? Nu, țin de și acum 5.000 de euro. Ca să a te duci în America. Deplasarea și da, la noi nu știu cum naiba federația așa. Păi asta vreau să te întreb, adică nu ar fi trebuit federația să se ocupe de chestia asta? Cumva adică... legislația sau nu știu, birocrația, nu se pot folosi de acei bani de la stat decât pe teritoriul României, cumva. Ok. Dar eu mersesem pe teritoriul României la vreo 3 medici în care spuneau toți că
nu-și pun parafa ca eu sunt apt să merg mai să departe. Să te întorci în sală. În același timp îmi întreba, ok, dar care e problema? Nimeni nu știa care e problema, dar nu semna. Da, adică și atunci da, nu eram și un pic disperat, așa, băi, ce naiba fac? Ok, și ai găsit soluția cumva... America. Da. Păi și cum ai ajuns la Gigi Becali? Printr-o cunoștință, mi se pare. Vremea deci... era atunci Gigi Becali, în care stânga și în dreapta ajuta pe toată lumea. Cumva am ajuns și eu la urechile lui. Deci a fost oarecum ideea ta, adică ai încercat chestia asta tu? Știind am avut că un cunoștit de 10 ani, întrebam pe toată lumea, băi, ajutați-mă, da, ce fac, da, uite... Da. Mă zdrăveniți-mă, adică, băi, eu simt adică tu nu simteai că mai ai probleme. Da, exact. Dar numai că n-aveai o parafă. Exact. Ok. Și nu mă lăsau să concurez. Asta se întâmplă în 2007. Deci cât am mai concurat de atunci? Și ai găsit înțelegere, adică ai vorbit cu Gigi, ai găsit înțelegere. Am fost acolo, la un medic. Da? A pus-o la parafa. Pă bune, adică, da. Păi și l-a întrebat, adică mă presupun că păi, bă, da, uite la mine în țară. Și scris acolo, domne, că uite așa și așa, că nu e pericol, că are așa și așa și că nu se pune problemă. Și pe urmă au pus ăștia parafa, că na, a venit cu toate scrisurile de acolo. Am făcut și eu o perioadă de vreo luni de zile recuperare medicală pe acolo. Și... A contat chestia asta? Adică ai simțit că nu te-ai mai întors la nivelul la care erai înainte? Adică da, te-a... Nu s-au mai legat lucrurile. Nu, da, nu, nu. În 2008 am fost la Olimpiadă, am participat și deși aveam în continuare exerciții destul de dificile, cu dificultate mare, am greșit.